Republica Moldova își propune zboruri directe în SUA. Țara noastră va lansa negocieri pentru operarea zborurilor directe între Chișinău și localități din Statele Unite ale Americii. Despre aceasta a declarat premierul Iurie Leancă la întoarcerea din SUA. Premierul a spus că membrii delegației moldovenești au avut discuții cu oficialii americani pe subiectul inițierii negocierilor acordului de tip Open Skies, cer deschis. Leancă și-a manifestat speranța că aceste discuții, în momentul în care se vor materializa cu un acord, vor reprezenta un prim pas pentru conexiuni aeriene directe dintre Republica Moldova și SUA. Vizita premierului în Statele Unite a avut loc în perioada 3-5 martie.